Doamnelor și domnilor, îmi revine deosebită plăcere și onoare să, vor, să spun câteva cuvinte despre grupul creștin de rugăciune al Parlamentului României, așa cum l-am cunoscut și eu într-o notă personală, pentru că am întâlnit aici oameni deosebiți. Este vorba despre deputați și senatori aparținând tuturor partidelor politice. Reuniți în acest grup de viziunea și misiunea și mărturisirea lor creștină și de dorința ca, din când în când, să rostească împreună o rugăciune în această clădire a Parlamentului. Întâlnirile grupului au loc săptămânal, sunt prefațate și încheiate prin momente de rugăciune, iar în cadrul discuțiilor sunt prezentate teme și meditații creștine menite să pună în lumina lui Hristos în lumina păcii sale, problemele de natur diferite pe care țara noastră le traversează. A fi parlamentar creștin înseamnă să adaugi la responsabilitatea pe care deja o ai față de comunitate o responsabilitate în plus, aceea față de Dumnezeu. Înseamnă să înțelegi rolul pe care joci în planul lui Dumnezeu cu privire la soarta istorică, a poporului tău. Să înțelegi cum imperii și popoare au fost înălțate sau coborâte prin liderii lor. Un creștin și un parlamentar creștin știu amândoi ce spune Sfântul Pavel, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu, iar stăpânirile care sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. Este un cuvânt greu de înțeles, mai ales după experiența totalitarismelor secolului 20. Pe de altă parte, trăim astăzi în democrații conduși de guverne alese democratic, susceptibile presiunilor cetățenilor. Este greu să înțelegem cum ar trebui să ne supunem autorității politice ca fiind rânduite de Dumnezeu. Dar versetul citat, în subtext, mai afirmă ceva. Din moment ce Dumnezeu rânduiește, cel rânduit trebuie să se supună lui. Celui ce păzește până la capăt faptele mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri. Citim în Descoperirea Sfântului Ioan Evanghelistul: Păzește până la capăt faptele mele. Actul guvernării în perspectivă creștină este un act care urmărește faptele lui Dumnezeu. Autoritatea, stăpânirea, cum spune Sfântul Pavel, este slujitoare spre binele tău, al nostru, al celor care trebuie să ne supunem. Deci autoritatea slujește spre binele nostru. Asta înseamnă de fapt că autoritatea să slujească și să urm urmărească binele și faptele lui Dumnezeu. Aceasta este viziunea creștină a leadershipului politic. A accepta că ești chemat să slujești comunitatea și pe Dumnezeu prin înfăptuirea binelui comun. Acesta este mandatul spiritual, de aceea Dumnezeu rânduiește stăpânirile. Stăpânirea sau autoritatea este slujitoare spre binele tău, citim la romani, iar conducătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în această slujire neîncetat. Sfântul Pavel folosește pentru stăpâniri două denumiri importante. În limba română tradus prin slujitor, dar în limba greacă sunt doi termeni distinți. Unul este diaconos, de unde avem cuvântul diacon sau slujitor, și unul este liturgos, de unde avem cuvântul liturgie. Este ca și cum ar exista niște slujitori seculari dar privind întotdeauna spre cer, meniți să înfăptuiască binele comun istoric al poporului lui Dumnezeu. Există așadar în Scriptură o viziune diaconală asupra slujirii politice. De aceea este nevoie să vă supuneți, spune Sfântul Pavel, nu numai pentru mânie, adică de frica represarilor, ci și pentru conștiință. Într-o rânduire care nu-L pe Dumnezeu, a fi creștin înseamnă a fi un bun cetățean. Virtutea civică este virtute creștină. Și asta nu de acum. Avem această mărturie încă din cel de-al doilea secol, un secol ostil creștinilor, în care ni se spune că creștinul, deși nu este din lumea aceasta pentru că adevărata sa cetățenie este cerească, totuși este cel mai bun cetățean al lumii acesteia. Creștinismul nu propune o viziune escapistă asupra lumii, ci una responsabilă, angrenată în istorie și în binele comun care poate fi realizat aici, pregătindu-ne pentru împărăția ce va să vină, făcându-ne datoria fiecare în cele ce am fost rânduiți și dând tuturor cele ce suntem datori să le dăm, celui cu darea, dare, celui cu vama, vamă, celui cu teama, teamă, celui cu cinstea, Cinste, spune Sfântul Pavel. Întâlnirea din această seară putea să nu aibă loc, însă faptul că ne aflăm aici ne dă nouă creștinilor din România foarte multă speranță. Vă mulțumim!